În numele Domnului Iisus Hristos deschidem serviciul divin cu imnul 715. O ne-a spus să... Părintele nostru bun și sfânt, în numele Domnului Iisus Hristos și spre slava sa, venim în această frumoasă zi de sabat să-ți mulțumim din adâncul noastre pentru sănătate, pentru grija care ne-ai purtat-o. Îți mulțumim, Doamne, de iubirea ta. Îți mulțumim, Doamne, că încă o săptămână ai fost cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că ne călăuzești și ne ferești de tot ce e rău. Îți mulțumim, Doamne, că suntem în casa ta de închinare. Te rugăm, Tată Ceresc, ca Duhul tău cel Sfânt să se reverse asupra noastră, să ne deschizi tu inimile și să primim cuvântul tău ca de la tine. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi acest serviciu pentru binecuvântarea copiilor din această biserică. Ne predăm viața în mâinile tale, Doamne, și îți mulțumim pentru toate. Te rugăm, Tată Ceresc, să binecuvintezi serviciile din această zi sfântă de sabat. Îți mulțumim, Doamne, că suntem la picioarele tale. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să fim curați înaintea ta pentru acest eveniment, pentru Sfânta Cină. Tu, Doamne, să fii cu noi și cu toți cei dragi nouă. Pentru toate, Doamne, cât ai făcut, faci și vei face pentru noi. Te slăvim, te preamărim pe tine, pe Domnul Hristos și Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Amin.
Bună dimineața tuturor, pacea Domnului, vă spun un bun venit călduros, chiar dacă vremea afară nu ne încurajează pentru asta, sper că găsiți și veți găsi în prezența lui Dumnezeu căldura sufletească de care avem nevoie și probabil unii lângă ceilalți ne vom reuși să ne încălzim. Trebuie să recunosc că frigul ăsta ne-a cam luat prin surprindere, v-aș fi întâmpinat cu căldură, numai că am numai erori în toate dispozitivele astea, trebuie înlocuite niște baterii și promit că pentru săptămâna viitoare să vă întâmpin și cu căldură fizică. Dragii mei, suntem la momentul acesta de dimineață, când în mod normal avem momentele de rugăciune, de consacrare, de cereri, de mulțumiri pe care le aducem la adresa lui Dumnezeu. Am decis împreună cu frații din comitet ca astăzi să avem un moment special de rugăciune, pentru că au existat mai multe solicitări din partea câtorva familii pentru binecuvântarea copiilor și am tot amânat din vari motive evenimentul acesta, am zis să fie astăzi la Sfânta Cină. De ce să nu fie o ocazie specială când să venim cu familiile noastre, cu copiii noștri înaintea lui Dumnezeu, într-un sabat deosebit pentru biserica noastră. Aș vrea să vă prezint un tablou foarte scurt în câteva minute, ca să înțelegem că ce se întâmplă astăzi nu e un moft al cuiva sau s-au trezit niște familii, domne, astăzi la cină sau vezi, domne, nu, noi am tot avut în biserica noastră, dar nu este un obicei al bisericii adventiste chestiunea aceasta. Știți că pe vremea Domnului Iisus Hristos, când umbla printre oameni, erau mămici care au venit cu copiii la Domnul Iisus Hristos și vă aduceți aminte că liderii bisericii cumva au încercat să facă un paravan, să fie un soi de gardă de corp pe lângă Domnul și pe de o parte să îl ocrotească pe Domnul, pe de altă parte să împiedice accesul celor mici la Mântuitorul. În felul acesta s-au rostit minunatele cuvinte, lăsați copilașii și nu-i opriți, nu-i opriți. Dar nu asupra acestui verset vreau să mă opresc. De ce? Pentru că vă spuneam că nu sunt cazuri singulare, sunt mai multe. Scriptura menționează că într-o zi Iisus Hristos era cu trei ucenici pe munte și acolo are loc schimbarea la față. Însă știți ce se întâmplă la poalele dealului, acolo unde ceilalți ucenici probabil îl așteptau, nu știu, lor fi așteptat cu mâncare, poate că mai discutau, poate că plănuiau o nouă excursie din aceea misionară, nu știu exact ce făceau. Însă Scriptura spune că, din Evanghelia după Marcu vă citesc, capitolul 9, versetul 17. Că un om din mulțime i-a răspuns Mântuitorului când se coboară. Învățătorule, l-am adus la tine pe fiul meu. Și o să mă opresc. Versetul continuă, era o situație foarte delicată, avea un băiat mare, un băiat care nu știm exact în ce împrejurări ajunsese să fie posedat, da? Să fie dominat, controlat de diavol și în felul acesta tatăl decide că șansa de salvare pentru fiul său e doar la Mântuitorul. Toată săptămâna mi-a țiuit în ureche versetul ăsta. L-am adus la tine pe fiul meu. Și mă bucur că în dimineața aceasta sunt câteva familii care și-au adus copiii nu într-un moment în care sunt posedați de demoni, nu într-un moment în care, din punct de vedere omenește, nu mai poți face nimic pentru copil. Nu într-un moment în care sunt plini și cuprinși de vicii și afundați în păcatele lumii acesteia. Ci au decis să vină cu copiilor la Domnul într-un moment în care ei ca părinți, noi ca biserică, alături de toate eforturile divine ce se fac, putem investi în ei și putem crește frumos, astfel încât să-i ocrotim.
Nu uitați, dragi părinți, stimată comunitate, că e mare lucru să-l aduci pe copilul tău la Domnul. Ei au astăzi un privilegiu să-i aducă la Domnul cât sunt încă mai mititei, mai măricei. Poate noi, la rândul nostru, ne-am adus copiii aici. Poate că ai noștri copii, în cazul multor, au plecat de acasă, sunt adulți cu propriile familii, însă îi putem aduce la Domnul și pe ei. Știți cum? În fiecare zi, în fiecare clipă, prin rugăciune. Și asta cred că e responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu. E versetul pe care m-aș bucura ca aceste trei familii care au decis să vină, erau mai multe, numai că știți, copiii se mai îmbolnăvesc, se mai sucesc, va exista un moment să mai vină și alte familii cu copiilor înaintea Domnului. Să nu uitați niciodată că e mare har să-ți aduci copilul la Domnul și e datoria voastră a părinților să-l aduceți, să-i aduceți zilnic. Mă opresc aici cu gândul acesta. Am microfon aici. Sunt alături de noi astăzi trei familii și ei au decis să vină cu micuții lor sau cu copiii lor ceva mai mari, care n-au beneficiat de acest moment special, de o dedicare specială a lor înaintea lui Dumnezeu, și mă bucur mult că în inima părinților Dumnezeu lucrează astfel încât ei să ceară să existe în viața copilului un moment din acesta care să-i marcheze pentru viață, să-i pregătească ulterior pentru, de ce nu, întâlnirea cu Dumnezeu specială. Așa cum Pavel a avut parte de o întâlnire specială cu Dumnezeu, cum Timotei și mulți alții. De ce nu să le călăuzească pașii pentru o zi în care ei să se predea și să intre în legământ cu Dumnezeu prin botez? Nu e nicio preferință, am să iau exact în ordinea în care ei s-au anunțat, și am să-i invit pe măsură ce îi amintesc să vină aici în față. Este familia Gabor, Beche și Elisabeta, cu cei doi copii ai lor, cu Beche, zis Iacob, și cu Sara. Am să vă invit să veniți aici alături de mine. O să stăm în partea aceasta pentru că aici e pregătită deja masa, așa mai lângă pian, ca să poată încăpea și celelalte familii. Ulterior am fost abordat de familia Cristache, Iuli și Cristina, cu cei doi, nu mai pot să zic micuți, că-s deja flăcăiași. Și mă bucur mult să-i avem astăzi și pe ei alături de noi. Iustin și Armin sunt copiii lor, fotbaliști, și bine ați venit! Puteți chiar așa. Și deși a existat o discuție, nu știam exact cum va fi, dar iată că este alături de noi astăzi familia Gamănă. Micuții, știți cum, situația lor se schimbă de la o zi la alta și nu știau dacă vor fi astăzi cu ei. Îi invit aici, Loredana și Sergiu sunt împreună astăzi alături de cei trei copilași ai lor, Matei, Ștefan și Daviduțu. Pentru că e un moment special, am să vă invit și pe dumneavoastră, stimată comunitate, să vă ridicați. Am să vă invit și pe voi, poate puțin să veniți mai încoace, așa, și eu am să merg în această parte ca să vă pot privi pe toți. Mă bucur mult pentru decizia voastră, în primul rând, de a veni înaintea Domnului cu copiii voștri. Asta înseamnă că vă luați un angajament ca de astăzi înainte, nu că până acum n-ați fi făcut, dar veți fi mult mai atenți la umblarea copiilor voștri, la umblarea voastră înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, stimate familii, Gabor, Cristache și Gamănă, decideți astăzi înaintea lui Dumnezeu ca mai mult decât ați făcut-o până acum, să vă luați un angajament special ca împreună cu o colaborare divină, împreună cu țerica, să-i creșteți pe copiii voștri pentru împărăția lui Dumnezeu? Da. Promiteți voi să faceți orice efort, orice vă va sta în putință, astfel încât copiii voștri să fie ocrotiți de ispitele lumii acesteia. Iar la voi acasă să creați un cadru special, astfel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L cunoască ca un prieten personal, și la un moment când ei decide să-I
ofere viața lor, să ofere viața lor lui? Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, stimată comunitate, ne dăm astăzi mâna ca alături de decizia lor să le oferim un umăr pe care poate să plângă la un moment dat, să le oferim încurajări atunci când sunt poate dezamăgiți și împreună să-i ajutăm să-i crească pe acești micuți și tineri pentru împărăția lui Dumnezeu? Mă bucur mult, sunt convins că și copiii deja v-au primit în mijlocul lor, sunt mai puțin tăi acum, însă vor veni pe parcurs. Cred că avem loc să îngenunchiem. Am să vă invit pe, uite, pe copii să vină puțin mai în față, așa, și pe părinți să îngenunchiem și să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Pe dumneavoastră am să vă invit să rămână, să rămâneți în picioare. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim frumos pentru că pe pământul acesta, dincolo de greutăți, dincolo de durere, dincolo de lacrimi, Tu ne oferi momente din acestea de bucurie, când să ne evaluăm viețile și în calitate de părinți să vedem cât de binecuvântați suntem din partea Ta. Îți mulțumim mult de tot pentru că în sabatul acesta, un sabat deosebit pentru Biserica Adventistă din Pitești, un sabat când ne readucem aminte cât de mult ne-ai iubit și ne iubești, astfel încât ți-ai dat viața prin Iisus Hristos ca să ne mântuiești, aceste familii au decis să îți predea ție copiilor. Este un moment în viața familiei Gabor, în viața familiei Cristache, în viața familiei Gamănă, când constată că acești copii, acești micuți, acești tineri sunt un dar de la Tine. Ei și-au dat seama că ai atâta încredere în ei încât le-ai oferit aceste comori minunate, acești copii, acești tineri, să-i crească pentru împărăția Ta. Și mă rog, Doamne, în mod deosebit acum pentru părinți, să le dai acea statornicie în Tine, acea credință că Tu colaborezi cu ei, astfel încât ei să fie niște creștini adevărați, niște oameni autentici, niște oameni cinstiți, morali, care să transmită valori și modele în familiile lor. Te rog frumos, prin Duhul Sfânt, să fii alături de ei, de părinți, de mame și de tați, și să le dai putere și înțelepciune ca să-și conducă copiii spre împărăția Ta. Mă rog în aceste momente pentru copilași, mă rog pentru micuțul Iacob, pentru Sara, sora lui, mă rog pentru Justin și Armin, mă rog pentru Matei, pentru Ștefan și pentru David. Te rog, Doamne, să-i binecuvintezi. Așează Tu astăzi peste ei o binecuvântare specială și fă, Doamne, ca ziua aceasta să-i urmărească, să-și aducă aminte cu plăcere că într-o zi ei au fost predați Ție. Gândul acesta să-i călăuzească și să le dea acea teamă de păcat, să le dea acea teamă de a greși înaintea Ta, să le dea acel respect față de Tine, Doamne. Ferește-i de rău și păstrează-le pașii curați spre împărăția Ta, alături de părinții lor să crească frumos, la chip, la trup, la minte, emoțional. Ajută-i să fie bine integrat social și fă, Doamne, ca în biserica Ta să se simtă întotdeauna bine primiți. Dă-le realizări atât în plan material, în plan fizic, dar mai ales în plan spiritual. Și rânduiește, Doamne, o zi când să-și predea viața Ție, Ți încredințăm Ție și ne luăm angajamentul ca și noi, ca biserică, să le fim alături și împreună într-o zi să stăm în felul acesta frumos înaintea Ta. Îți mulțumim că ne asculți, că ne iubești și că ești Dumnezeul nostru. Amin. Numai puțin că am un dar special pentru voi. Pentru familia Beche sunt cele două certificate și o carte pentru voi ca părinți. Pentru familia Cristache,
cele două certificate și o carte pentru voi și pentru familia Gamănă, cele trei certificate și o carte pentru voi. Domnul să vă binecuvinteze și să fiți întotdeauna alături de el. Fericiți, bucuroși și cu gândul spre cer. Domnul cu voi. Poftiți! Știu că în sală mai sunt părinți care și-ar dori un astfel de moment. A mai fost o familie care s-a retras din diverse motive, n-au mai putut pentru sabatul acesta să fie alături de noi, însă puteți lua legătura cu mine și, de ce nu, pentru sabatele următoare putem să mai avem încă un astfel de eveniment. Domnul să binecuvinteze familiile care astăzi și-au adus copilașii înaintea sa și pe cele care urmează să facă pasul acesta. Amin? Cu această rugăciune încheiem momentele acestea de devoțiune, de închinare, de rugăciune, urmând ca fiecare dintre noi să își poarte copiii, pruncii, nepoții, strănepoții pe aripile rugăciunii. Am câteva anunțuri pe care aș vrea să vi le fac cunoscute, astfel încât întâlnirea de astăzi, a noastră a tuturor înaintea lui Dumnezeu, să fie una bine organizată și să ne asigurăm că nu ne scapă lucruri. Aș vrea să vă anunț programul zilei. L-am anunțat și aseară, poate ați urmărit online, însă îl reiau. Începând cu probabil 10:30-10:35 vom începe serviciul divin al Sfintei Cine. Vom avea un moment de închinare prin predică, ne vom ruga, vom avea moment de spălare a picioarelor. Ne vom întoarce, ne vom împărtăși. După ce se va încheia programul de dimineață, va urma pauza de prânz. La ora 16:30 va avea loc pregătirea pentru botez. Cu toți aceia care sunt deja angrenați în programul acesta, se mai pot adăuga și alții care gândesc în perspectiva aceasta, poate nu la botezul următor, ci în ideea de a cunoaște într-un mod sistematic principiile Bibliei. De la ora 18 vom avea școala de sabat. Așadar, școala de sabat nu este acum dimineață, ci după amiază. Pentru că este un sabat cu Sfânta Cină și întotdeauna au fost situații când nu toată lumea s-a putut împărtăși la biserică, dacă cumva un prieten, o prietenă, un frate drag, o soră care vă este apropiată, v-a mandatat să ne spuneți, să sunăm și să mergem cu Sfânta Cină acolo, v-aș ruga la unul din prezbiteri sau la mine să semnalați lucrul acesta, astfel încât să putem ajunge, astăzi ne-am dorit, la toată lumea cu Sfânta Cină. Știu că este o solicitare și pentru mâine, însă atât cât ține de noi, ne-am dorit să nu mergem în altă zi a săptămânii, ci astăzi toată lumea s-a pregătit, toată lumea să se împărtășească. Pentru că vom avea un program mai altfel în această zi, și cumva scoatem din schemă colectele bisericii așa cum sunt ele rânduite, știți că noi în sabatele cu Sfânta Cină procedam în felul următor. Imediat după ce am să termin eu aceste anunțuri, am să rog persoanele rânduite să treacă printre rânduri și să puteți lua plicurile pentru zecimi și daruri. De ce? Pentru că în cadrul serviciului divin al Sfintei Cine vom strânge zecimile și darurile, ceea ce strângeam noi, cum e cunoscut în tradiția noastră, colecta de la 11, da? Urmând ca după amiază să strângem darul pentru școala de sabat. Este darul misionar, el va fi înregistrat aparte și vom putea astfel închide serviciul divin, procesul verbal și toate serviciile divine din sabat. M-am consultat împreună cu prezbiterii și venim cu solicitarea, de fapt nici nu mai putem da înapoi că deja lucrurile ne cam iau așa de avalma, ca începând de sabatul viitor să existe modificare în programul bisericii. Ați văzut și dumneavoastră, soarele deja apune destul de devreme, parcă periculos de devreme, deja parcă mă înfioară că iar începem cu căldură, cu foc, cu, da? Propunerea noastră este ca, începând de vineri seara viitoare, să ne întâlnim la ora 19.
Credeți că e bine? Ora 19. Urmând ca luna octombrie să ne întâlnim la 19, iar atunci când se va schimba ora, vă mai anunțăm exact cum facem. De asemenea, propunerea este ca în sabat după amiază, începând de sabatul viitor, să ne întâlnim la ora 17, la ora 5 după amiaza. Acolo nu mai schimbăm. De ce nu mai schimbăm? Pentru că dacă avem serviciile divine de dimineața și se încheie în jurul orei 1, trebuie să existe cam 4 ore, să avem timp să mergem acasă, să mâncăm, să ne putem întoarce, să fie timp pentru pregătirea pentru botez și apoi să nici nu ne grăbim, să fim galopanți și să, parcă să nu totul să facem pe fugă. Vi se pare potrivită și schimbarea aceasta? Asta rămânem așa, să știți, pentru că nu am discutat aspectul ăsta și nu facem o schimbare acum fără o analiză. E un lucru care ne-a determinat la momentul respectiv să facem schimbarea aceasta și credem că deocamdată nu se impune. Mulțumesc! Vreau să vă anunț că ultimul sabat din luna noiembrie este un anunț care îi vizează pe profesori, indiferent că sunt într-un sistem public de învățământ sau sunt incluși într-un sistem privat, chiar al bisericii. Ultimul sabat din luna noiembrie, la Craiova, la ora 10, este biserica din Catargiu care va găzdui acest eveniment, îl anunț încă de acum și vă voi tot trimite memento-uri, da, să vă reamintesc. M-aș bucura dacă ați notat în agenda dumneavoastră, va avea loc o convenție a cadrelor didactice din conferința noastră. Îmi doresc foarte mult să existe evenimentul acesta astfel încât profesorii de pe teritoriul conferinței noastre să se cunoască între ei, să aibă un schimb de experiență, să vadă cum lucrează profesorii din Argeș, cum lucrează profesorii din Mehedinți, ce metode misionare mai au cei din Telorman, cum mai impactează societatea școlară cei din, din Gorj sau din Vâlcea. Un schimb de experiență, vom avea seminare, vom avea workshop-uri și tot sabat vom sta în jurul mesei împreună. Sper să avem un sabat deosebit. Știu că a sosit revista Reperele Credinței, numărul despre sabat, dacă nu mă înșel. Am adus-o la sora Mariana, dumneiei vă va spune ce și cum o putem folosi. Să știți că este un foarte bun instrument misionar, iar dacă nu lucrați cu el, putem aduce niște bani la sora Mariana, ca atunci când dăm comenzi, să nu fim printre ultimii care comandă. Suntem a doua cea mai mare biserică din conferință, dar comandăm cele mai puține. Dumneiei face vânzare la librărie. Sora Amelia mai merge cu carte. Dacă noi nu putem lucra cu acest instrument, poate ne e jenă, poate ne e rușine, măcar putem pune un 10, 15, 20 de lei acolo, atunci când comandăm, să avem o comandă mai mare, iar dumnealor, atunci când fac vânzare, să ofere bonus revistele acestea. Revistele au fost gândite să înmănuncheze doctrina Bisericii Adventiste. E pur adventism acolo. Astfel încât după ce omul a luat o carte de sănătate, o carte pentru copii, are o revistă cu tot ce înseamnă repere între ale credinței din punct de vedere biblic, din punct de vedere al Bisericii Adventiste. Așadar, putem ajuta, chiar dacă nu suntem noi legați așa foarte afectiv de acest instrument misionar. Însă pot lucra alții. Sâmbăta viitoare va exista un festival pro-misiune în aceeași biserică din Catargiu. Sunt invitați colegii pastori, lucrători, oameni care sunt interesați de misiune, vor merge alături acolo de persoanele care s-au botezat în ultimul an misionar. Avem și noi 4 persoane, am vorbit deja cu o parte din dumnealor, nu toți vom putea lua cuvântul, dar de ce se merge acolo? Astfel încât să existe un schimb de experiență, astfel încât noi de la Pitești să spunem, uite, cum am lucrat cu aceste persoane de s-au botezat? Ele să aibă un moment de mărturie, uite ce m-a condus pe mine, care a fost factorul declanșator. Poate la unul a fost o grupă mică, poate altul l-a cunoscut pe Dumnezeu în familie, poate la altul a trebuit să înconjoare marea și uscatul de nu știu câte ori ca să-l găsească pe Dumnezeu. Și în felul acesta să fim îmbogățiți prin acest schimb de experiență și să ne reîntoarcem cu un avânt misionat pentru anul acesta.
3-6 octombrie la Sibiu va avea loc o școală de colportaj. Dacă este cineva interesat de eveniment, să mă contacteze. De asemenea, 30 octombrie la Brașov va avea o întâlnire cu toți aceia care distribuie literatură. Au acest dar, au acest har, au această chemare. Va fi un moment în care din toată țara să se strângă acești oameni, să mai existe un schimb de experiență, să mai aibă un numitor comun și o direcție comună. De asemenea, de pe 2 până pe 10 decembrie coincide cu săptămâna de rugăciune, este în adventism pusă deoparte o săptămână de lucru cu carte. Este o săptămână de lucru cu carte. Există niște prețuri promoționale la niște pachete pentru toți aceia dintre noi care în luna cadourilor vrem să facem un cadou, vrem să oferim o carte sau un pachet de cărți. Vă pot spune despre ce este vorba, am să încerc, că doar ce am primit ultimele prețuri, ultimele ajustări, știți că cu prețurile e foarte complicat să dai niște prețuri pe termen lung acum, e foarte complicat, am să încerc măcar orientativ să vă familiarizez cu ele. De asemenea, urmează să avem săptămâna de consacrare pentru misiune. Anul acesta misionar este dedicat la două departamente, departamentul familie și departamentul educație. După amiază voi avea un comitet cu frații care sunt chemați să slujească în biserica aceasta și vom decide și noi exact care săptămână va fi din luna octombrie pusă deoparte pentru acest eveniment și probabil, așa cum am mai făcut și în alți ani, va exista seară de seară un moment de închinare la biserică cu toți aceia care doresc. Cred că vremea încă ne permite și fără prea mari costuri din punct de vedere al încălzirii, să ne putem strânge la oaltă. Ne vom lua 5 minute, v-aș invita, dacă vreți să luați un plic, să așteptați puțin să vină persoanele rânduite. Dacă simțim nevoia să ne mai aerisim puțin, nu mai mult de 5 minute, pentru că apoi ne vom strânge la oaltă să începem serviciul divin al Sfintei Cine. Domnul cu noi și multă binecuvântare cerească. Amin.